Bun găsit! Suntem Cornelia Ionescu și... Bibi! Nu mai spun Bianca, acum îi spun Bibi. Atunci Cornelia și Bibi și acum, în prag de sărbători, venim în casele dumneavoastră, dar cu mari surprize, nu-i așa? Da, astăzi avem niște invitați special, foarte special, care cred eu că o să vă facă să vă simțiți foarte bine. Da, și eu am aceeași senzație. Sunt niște oameni foarte frumoși, două persoane pe care eu le-am provocat să vină aici să ne colinde, să ne arate și talentele celelalte pe care le-au ei ascunse, pe care nu le-am văzut noi la Puterea Dragostei. Da, eu i-am auzit puțin repetând și sper din suflet să vă placă și vouă, pentru că nouă ne-a plăcut aici. Da, și oricum... emoțiile sunt umane, ei nu sunt la vocea Wowbiz, nu vom fi noi în juriu să condamnăm micile greșeli, mai ales că eu, cel puțin pe partea asta muzicală, stau foarte prost, recunosc. Rugați-vă să nu colindăm noi. Da, și dacă să colindăm, să ne iertați toate greșelile și să vedeți doar partea bună, faptul că am încercat să colindăm. Bineînțeles, nu? Bineînțeles. Avem și noi un colind pregătit. Urmează. Unul foarte frumos este colindul. Interpretarea mea, cel puțin, lasă un pic de dorit, dar am încercat, așa o să încerce și invitații noștri de astăzi. Noi însă vrem să fim vesele și oamenii de acasă să fie la fel, cu zâmbetul pe buze, de aceea avem și niște reacții de pe internet, pe care o să le dăm, nu? Semne. Cornelia, uite, dacă vrei să mă ajuți, da. Ia câteva dintre ele. Am început bine. Da, am început bine. Uite, ia și unul opus. Așa, niște inimioare. Și mai avem, ia să vedem. Zâmbetul. Zâmbet. Ăsta e cam creepy. Ăsta plânge. Cred că s-a emoționat sau îl dor urechile. Da, o să vedem în ce context o să le dăm. Și wow. Wow poate să fie și de rău și de bine. Da. Să sperăm eu spun că o să fim drăguțe astăzi și o să acordăm numai... O să reacționăm la toate colindele. O să da, reacționăm Cornelia, sincer, da? Sincer, asta am să zic, sincer. Sincer, sincer. Nu, trebuie să fim corecte. Sincer. Da, foarte corecte. Invitații noștri de azi, Andreea și Sebastian. Vă salut! Seara. Bine v-am găsit! Bine ați revenit aici la noi. Știu că ați venit să ne colindați. Da. Și primiți să... cu colindul? Primim cu colindul, să ne meargă bine tot anul viitor. Da. Tu ai venit de departe, dar chiar de departe. De departe, din Botoșan, cine știe, cine mă cunoaște, dar este, bineînțeles, un efort depus din plăcere. Deci îmi place ceea ce fac, să vă revăd. Mă bucur. Și... Uite, și vezi, suntem și într-o formulă diferită, așa. Observ, observ. O blondă și o brunetă. Observ, observ. Și ne bucurăm că ești aici. Tu ești, ai fost un concurent foarte îndrăgit în casă de către fete. Pot prea, să zic că poate sunt... prea multe fete. Pot să zic că nu modestul... e permis timpul, asta e partea a doua. Pot să zic că modest eu, dar da. Chiar am fost destul de apreciat și plăcut de fete, dar aparent... Ai ales-o pe cea mai frumos. Mulțumesc. Da. Păi le întrebam. Păi le întrebam. Da, 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 da. Da, trebuie să te uiți spre ea. Da, da. Mulțumesc, de seama, a fost o glumă când a zis mulțumesc cu acel. Da, ce pot să zic. Dar aparent degeaba am fost. Ne-o glumă cam proastă. Degeaba am fost plăcut de toate fetele, dacă ca rezultat sunt aici, în România, acasă. Sezonul 3 nu s-a încheiat. Nu s-a încheiat, da. Și tu mai ai șansa să revii în casă. Sunt și alți concurenți care au revenit. Vă audă, doamne, doamne. Sunt mulți, scuzați-mă că vă întrerup, sunt mulți concurenți, nu știu, din câte am auzit și eu, care nu ar vrea să se reîntoarcă. Dar eu nu sunt genul ăsta, adică chiar vreau să mă reîntorc, să am o experiență nouă, să îmi găsesc o nouă iubire, bine, hai să nu pun ghilimele, o nouă iubire, o nouă experiență și să arăt tuturor, și nu doar asta, că mă duc să-mi demonstrez mie ceva, dar să arăt tuturor că, bă, este posibil să îți faci o nouă relație, să iubești cu adevărat, să se vadă, chiar dacă te vede lumea, nu știu, să arăt ceva, să arăt că pot. Seba, să fii hotărât măcar. Măi, nu încep. Era și... Era și... Să fii sinceră. Da. Era și David. Era și David lângă noi. Dar am glumit cu Maica Terencă. N-am ce să... Și ce dacă... Cine... Dacă era David lângă voi, ce?
Nu, păi, tocmai el a stârnit, a aruncat ceva așa, în fine, la modul ironic vorbind. Crezi că ea nu s-a gândit? Eu știu că te acuzat și în casă, că nu ești hotărât. A, nu m-a acuzat, bine. Nu l-am acuzat, nu deci, este. Asta, păi nu sunt. Păi da, l-ai acuzat ca fiind defecte hotărât. Și calități. Acesta este un defect de-al lui. Dar în rest are foarte multe calități. Se pare. Azi sunt poznașă. Zic ce vreau. Se pare, pot spune, dar nu, nu mă afectează. Ce calități ai descoperit, Andreea, dincolo de Casa Puterea Dragostei lui Seba? Că erai supărată pe el când ai ieșit din casă? Adică nu erai supărată, ai spus că nu, nu te interesează bărbatul nehotărât. Da, chiar nu mă interesează. Eu să am o relație cu el niciodată. Pentru că vreau un bărbat hotărât. Dar, ups, ca persoană... Vorbește, dacă ascult. Dar ce vrei, sunt directă și spun adevărul. Foarte bine. E bine, hai spune. Dar, ca persoană, el este ok. Ca prieten, este foarte ok, dar nu ne-am potrivit într-o relație. Chestia că... Eu îmi doresc mai multe lucruri de la o persoană și nu suntem pe aceeași lungime de undă. Tu ai un mod diferit de a calcula tot și de a observa tot. Nu, stai puțin, doar iau așa, logic. Pentru că, ca să zic, tu ai diferite preferințe și după cum mă cataloghezi tu pe mine, par trebui să, nu știu cum să zic. Măi, Seba, ți-am zis doar fete, din perspectiva sunt mea. Sunt multe fete, din perspectiva ta, dar ascultă-mă puțin, sunt foarte multe fete care acceptă felul meu de a fi, mă înțelegi? Păi asta zic, și unele fete sunt foarte multe acceptă. Și tu am ești zis eu că nu 0,0001 și... Dar nu am zis eu că nu sunt fete care te plac. Dar... Gata, de Crăciun, fii nebun, fii să deviez, nu mă interesează. Adică ai foarte multe calități, dar uite, acesta este un defect. Asta este o glumă, nehotărârea asta. S-a ajuns de la o glumă aici, mă înțelegi? Păi tu ai glumit când ai fost nehotărât? Aia nu era glumă. Dar n-am, dar cine a fost nehotărât? Stai că sunt 3 femei pe tine. 3, gata, 3, te-am băgat la mijloc aici. Nu m-am gândit la asta. Păi, Andreea a spus că ești nehotărât, fiindcă s-a gândit la faptul că atunci când erai în Casa Puterea Dragostei, îți plăcea și aia, îți plăcea și Andreea, îți plăcea și Madalina. Cine îi mai plăcea, Bibi? Toate. Toate. Și știi când îți plac toate, e ca iepurele ăla care alargă... Da, și nu prinde niciunul. Da. Și chiar n-ai prins niciunul. Dar cum s-a rupt relația dintre voi doi? Sau ați fost împreună oficial? Da, păi noi ne-am declarat în casă, da. Ah, ok. Și ce s-a rupt? S-a despărțit pur și simplu de mine. Tu te-ai despărțit de ea. Eu... E fata asta așa frumoasă, măi, Sebastian. Tot tu te-ai despărțit. Bărbații mereu sunt de vin. Vai. Nu, dar nu că am de fiecare zis, dată glumesc. Deci, și poate lumea de acasă poate să admire treaba asta, pentru că am spus, băi, o să închem toată treaba asta pe cale amicală și am ținut-o cu forța la masă. Am prins-o acolo, deci vă zic că trăgea de mine să... E, lasă, că așa ne place nouă femeilor. Băi, tati, stai așa să închem pe calea amicală, că nu se știe când o să ne mai întâlnim. Și dacă nu încheiam pe calea amicală, poate acum nu ne vedeam. Nu, dar eu am spus clar că eu nu am nicio problemă cu el, adică nu țin ură în mine sau ceva, dar ce ai făcut atunci a fost foarte urât. Nu pot să mint în legătură bine, cu asta, dacă a fost urât, a fost urât. Okay. Nu vreau să ne mai întoarcem în trecut pentru că nu are niciun sens. Păi nu, atâta timp cât încă vorbiți, subiectul trebuie să se consume, să lămuriți situația ca să scăpați de tensiune, că acolo este o tensiune. Nu știu, din câte știu eu, ei, nu i-a convenit ceva la mine, mie nu mi-a convenit ceva la ea și ca rezultat... Ați rămas doar prieteni. Doar prieteni, da. Doar prieteni, fiindcă Andreea v-a lăsat de la ea. Păi și am lăsat de la mine, dacă ești rămâși. Da, până la urmă, n-ai spus calitățile pe care le are Sebastian, dincolo de Casa Puterea Dragostei. Este un băiat educat, asta s-a văzut și în emisiune. Așa. Este un băiat inteligent. Așa. Cântăreț bun este? Cântăreț bun este. Așa. 3. Probabil știe să și gătească. Știi? Și nu arată niciun rău. Adică nu fie. E paste. Paste gătești. Ce gătești de Crăciun? Ce ai gătit, Andrei, când ai fost acasă la el? Da, Cornelia, mulțumesc că i-ai dat de bine, gol, că nu am să zică. Paste. Că no. Probabil știe, dar i-a gătit. Nu. Paste. Băi, am făcut amândoi, nu. A. Bine, am tăiat acolo un morcovel, un înseamnă că vă înțelegeți, înseamnă că există o compatibilitate. Nu, că era vorba de mâncare. Ca prieteni, atât. Păi, da, dar nu contează. Și într-o relație e nevoie de compatibilitate între două persoane. Trebuie să înțeleagă o conexiune. Să fie doi. Nu știu, eu mai mult de atât nu vreau de la el.
mie de ajuns să fim prieteni și el își dorește tot la fel să fim prieteni. Bine, și eu îmi doresc asta, Andreea. Nu trebuie să te duci în prieteni. Asta zic. Și eu vreau asta. Ce vrei tu, vreau și eu. Ceva e sine consumat. Nu? Aici, unde crezi tu, Bibi, că se duce balan? În partea... Parcă îl simt pe Seba un pic așa. Aceasta sau în cealaltă parte? Dar să știi că din amândouă părți, parcă e un pic... Pe Andreea o simt... parcă și-ar dori măcar să mai încerci odată să vadă dacă, într-adevăr, nu mai are ce se întâmplă între ei doi. M-aș da mai multe din casă, dar nu pot. Știi cum este? Timpul rezolvă multe, nu? De câte ori spui că, vai, eu n-aș face, nu m-aș întoarce. E. N-ai de-o ști. Dacă eu îmi vedea peste 10 ani căsătoriți aici pe canapea, ce îmi zice? Îi sărbătorim. Îi sărbătorim și ne pun și le cântăm noi. Da. Nu ei nouă. Apropo de cântat, ați spus așa că ați pregătit ceva pentru noi și pentru oamenii de acasă, cărora le mulțumim foarte mult că sunt alături de noi. Și dacă ne-ați deschis, noi v-am deschis ușa, deschideți și voi ușa creștine. O deschidem cu forță. Sperăm să vă placă. O să ne placă, n-avem. Și noi. Și dacă nu vă place, aia e, măcar am încercat. Vă dăm reacții. Colindătorii noștri. Nu vă descurajați, noi suntem niște critici mai aspri. Da, dar simpatici. Da. Adoruri. Totuși. Important e să ne distrăm. Exact. Bineînțeles. Hai. Deschidem. Să le spunem oamenilor de acasă că n-ați repetat foarte mult, mai ales că tu locuiești în București și Sebastian locuiește în Botoșan și este foarte complicat. Da. Ați venit pentru că v-a făcut plăcere să colindați și să colindați aici la noi. Așa că fiți... Și să împărtășim spiritul sărbătorilor. Da. Asta e cel mai important. Haideți să vă auzim cântând. 3, 2, 1. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și la viflaim am fost, și la viflaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și pe-asa mamă, și-am văzut și pe-asa mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos. Mulțumim. Mulțumim. Uite un wow. Nu. Wow. Refuz. De bine sau de rău? De bine, da, da, deci, da, da, da. Dumneavoastră Bianca, sunteți, dumneavoastră sunteți cu Andreea și Bianca este cu mine sau e la comun tot? Da, cum facem? Cum facem? Hai să, tu pentru cine? Dreptate. Nu, da, bă, eu am zis spus, pentru mine e la comun, eu ascult cântecul, nu pot să spun. Atunci suntem la comun. Eu o să-l dau pe acest semn, vă spun așa și de ce. Explică-l. Pentru că Seba trebuia și pe Andreea să o lase, că numai pe Seba l-am auzit, Andreea abia se auzea. Trebuia și ei să-i permită că e domnișoară și are vocea mai finuță. Să-ți fie rușine, Seba. Da. Nu, n-am zis bine, Andreea, că voi știți cu cântatul. Nu trebuia să-ți permită să te auzi și tu. Nu neapărat, oricum el are... Un timbru vocal mai puternic. Mai lasă timbru. Da, e bun asta. Da. S-ar putea ca oamenii furie să audă diferit. Mă gândesc să eu, se audă eu am auzit tare, nici nu te-am auzit. Păi atunci, uite, ca să ia te... Ia să vedem și reacția mea. Da, ce pot să zic? Mie mi-a plăcut. Adică e... tu ai chiar o voce puternică. Ea a fost așa un pic în O să condar. O auziți și pe ea și chiar cântă foarte bine. Dar ce vreau să spun eu, ca să ating notele acelea muzicale, eu n-am cum să șoptesc. Deci în niciun caz n-am cum. Exact. Înseamnă că nu vă potriviți, nu sunteți...
compatibili. Da, noi compatibili. Nu suntem. Vezi, mă, cum, viața nici muzical. Poate la melodiile următoare, atunci, vedem. Atunci poate cânta Andreea următoarea piesă singură, ca să o audă nu, și Bianca. Nu, mai bine. Cânt eu după. Păi a ta păi este da, a doua da, piesă. Da. Dar să fie ea, ca să o audă. Vrei și să auzim noi pe ea? Bine. Ia cântă-ne tu a doua melodie. Uite asta, nu, asta, copilule... Cu, da, copilurile cu oxenin, da? Bine, să nu râdeți dacă sună. Nu, nu avem de ce să râdem. Seba, nici nu mă uit la tine, că o să mă bufnească râsul dacă mă uit la tine. Păi nu, și noi ochii. Dacă o să zâmbim, așa, ne amuzăm că este Crăciunul, sunt sărbătorile, ne simțim. Închide ochii, Andreea. Copilule cu oxenin, tu iarăși vii printre străini, în peșteră pe paie reci. Tu iarăși capul ți la pleci, în peșteră pe paie reci. Tu iarăși capul ți la pleci. Copilule, copile blând, te naști azi ca oricând, de mii de ani, copil sărman, tu vii în lume an de an, de mii de ani, copil sărman, tu vii în lume. Deci nu știu ce mi se întâmplă, niciodată nu mi-e sunt notele acelea înalte când vin aici. Când sunt eu lângă tine. Ești emoționată. Uite, Seba e de vină, dă vina pe, pe el. Ia să vedem reacțiile. Am pregătit și un like, și mai mult numeriți, de ce mă întrebi? Da. Invidioși sunt bărbații, dar foarte invidioși. Dar spune de ce nu merită mai glumesc, mult un like. Nu, e o glumă, pur și simplu. Ești spiritușul cel rău acum de Crăciun. Uite, Andreea, eu îți dau ăsta. Pentru că mă emoționa vocea. E faină. Cânt frumos. Uite. Hai, asta invidios. A, așa, oh, da. Da, cred că trebuia să-i o arăt și în emisiune. Nu? Că trebuia să o arăt și în emisiune? Ce pot să zic? Mie mi-a plăcut și data trecută când ai interpretat melodia aceasta la noi și ți-am lăsat provocarea. Ai cântat foarte, foarte frumos. Chiar mă uitam la Bibi și spuneam, uite ce frumos cântă Andreea. Ne-a emoționat pe amândouă. Da, într-adevăr. Mulțumesc. Invidios. Nu, sunt. Mă bucur pentru ea. La microfon. Să atragă tot binele din lume. Ăsta ți-l doresc. Și-ți doresc tot binele din lume. Mă bucur să aud asta. Era o vorbă... Tot ce-mi dorești tu mie, îți dorești și eu ție. Te sperie sau te... Da, exact. Cum era? Te sperie sau te... Sau te bucură. Se bucură, da. Te sperie sau te bucură. Ok. Ești la mijloc între fete acum. N-ai ce să faci. Repet, așa cum ți-a plăcut ție în casa puterea dragostei, nu altfel. Dacă ar putea, ar fugi pe aici. Ar lua o flagon. Dar abia am început. Dacă ar fi să alegi dintre toate trei acum... Cine ar fi mai de cine mi-ar fi teamă? Uite, de cine ți-ar fi mai multă teamă, da. De Andreea, nu? Oare de cine? De domnișoara Cornelia, nu? Tu ai rămas la mijloc. Te-ai frică de Bibi? Doar puțin. Nu știu ce pregătește, ce nu pregătește. Ce... Am niște întrebări, le-am notat aici, niște întrebări mai... mai dure. Periculoase. Ce, ai vreo întrebare pentru Sebastian? Că tot da, am întrebări, dar trebuie așa pe parcurs. Nu pot să zic deodată. Cornelia oricum l-am luat tare, s-a speriat și trebuie să o luăm mai ușor. Ai zis că ești cea mai... Da. Și încă n-am zis nimic. Simpatică, așa nu, că doar am zis, doar am zis pentru că nu te cunosc foarte bine. De asta. Așa. Nu te-ai uitat la... Asta este semnul de întrebare. M-am uitat, dar asta este semnul de întrebare. Ce femei îți plac? Blondele, brunetele, fetele cu șuvițe. Și blonde, atât brunetele cât și blondele. N-are cum Cornelia, ne-ar și nimă toate. Exact. Nu. Măi, când ai văzut ce a spus. N-am avut dreptate că i-au plăcut toate fetele. Nu, dar mă refer ca fată. Poate fi o brunetă sau
Dar te atrage în mod special, uite, pe mine mă atrage în mod special băiatul blond. Depinde, ce pot să zic. Mă atrage mai mult atenția decât un brunet. Nu știu. Dar cum am spus, blondă sau brunetă? Dacă este... Femeie să fie. Fie melodia blondă sau bruna, și să aibă și să aibă părul drept. Și cum era părul drept? Părul drept, uite, vrea părul drept. Vrea părul drept. Da. Vezi, uite, are măcar o... o preferință. Dar cum era melodia aia? Blonda amintit... sau bruna, îmi e tot una, nu mai știu. Mi-am amintit în emisiune. Îl întreabă concurenții. Seba, dar ție ce-ți place la Andreea? Și ce răspuns dă Seba? Îmi place că și-a îndreptat părul. Cred că te-ai simțit, trebuia să-i spui și tu. Îmi place că ți-ai pus fes în cap atât. Cum? Urât să spui așa la o fată. Bă, nu, uite, vezi, bă, Bibi, acum, dacă el a dat răspunsul ăla la vremea respectivă, și dacă stăm să analizăm ce a zis în seara asta, că îi plac fetele cu părul drept, i-a spus într-un fel sau altul că îi place de ea. Dar opa, numai că păi, nu știa mai spună... la vremea respectivă nu Andreea cum să perceapă situația. Bine, într-adevăr, și eu ținând, am mai spus și nu știu dacă a auzit lumea, dar eu sunt foarte atent la detalii. Și probabil este un mod mai diferit de a-mi exterioriza eu emoțiile pozitive. Și oarecum mi se pare un compliment super drăguț. Adică nu poți să-i zici mereu că e frumoasă. Trebuie să o mai surprinzi și cu alte detalii. Să te mai puțin la ea, să o vezi și mai diferit decât nu știu cum o văd alte persoane. Ești frumoasă, ești frumoasă, ești drăguț, ești frumoasă. Zii, frate, că îi stă bine părul, că nu știu cum. Zic și eu. Ți-ai făcut unghiile altă culoare, te-ai vopsit, te-ai... Nu știu, dar e strict părerea mea. Nu zic nimănui nimic. Dacă ți-e de ajuns să zici că e frumoasă, asta este. Hai să te provocăm. Și eu și Bibi te provocăm. Uită-te la Andreea. Ce-ți place la ea? Ce-ți place la ea azi? Azi. Corect. Andreea, îmi place că ți-ai îndreptat părul. Deci, ce pot să zic? Păi părul ăla ai, bineînțeles. Pot să zic că rujul se asortează unde cu are costumația. Părul? Se asortează cu costumația rujul, atât și manicura, ce pot să zic. Dar, na, este cât mai simplist machiată dacă e să mă iau de aspectul ei. E dată cu ruj, e făcută puțin la ori. Spune, caracterul contează și gata. Da. Nu, mă, dacă ai vedea în fața ta, n-ați avut o istorie în casa puterea dragostei și o vezi acum. Nu știu, să faci cumva, să o cucerești, cum mai dar faci? Dar nu aș face asta. Nu mă simt... Dacă ar fi o dragoste la prima vedere, așa. Probabil vor este fi niște... Este prea frumoasă fata de lângă tine să n-ai o reacție când te uiți acum în el. Uite, s-a așezat, să facem un exercițiu de imaginație. S-a așezat Andreea pentru prima dată alături de tine pe canapeaua asta. Tu de ce te-ai ridicat? S-a ridicat? Eu l-am văzut că s-a pus aici. Da. Nu, dar hai să-l întrebăm ce ar face, cum ar cuceri-o dacă... Dacă ar vedea-o pentru prima dată, nu? Ha, tu zici de acum. Mă gândeam că și înainte. Cu siguranță aș fi mult mai apropiat de ea. Păi nu ne povesti nouă. Uită-te la ea și cucerești. A, dar cu adevărat, uite, exercițiu. Acum păi, o cunoști. Aș duce lângă ea, așa, dar, ce-i zici? Dar de ce să zic, am trecut prin asta, nu pot să... Tocmai exercițiu. Uite, că dau eu un exemplu scurt, foarte rapid. Bună, ce faci? Eu zic că e colega mea, știi? Noi suntem colegi de astăzi, sunt Bianca... Nu, trebuie să-i spui și tu. Eu sunt Cornelia, o să lucrăm împreună. Exact. Noi v-am dat un exemplu. Scurt, ia așa. Să vedem, s-a așezat lângă tine o crăciuniță atât de frumoasă. Ce ești faci, păpușă? Ce faci, păpușă? Unde mergi din seara? Bună. Oh. Bună. Andreea, încântată de cunoștință. Bravo, Sebastian. Andreea. Da? E bine. Măi, atâta? Păi n-ai să o cucerești în veci cu asta. Dar nu pot să fac asta, cum am trecut odată prin asta. Păi nu am ce să fac. Imaginează-ți că este pentru prima dată lângă tine. Cum, cu siguranță, după părerea mea, dacă ar fi fost acea persoană lângă mine la prima vedere, emoția ei și, nu știu, energia ei ar fi mult mai diferită. Da, clar. Bine, Seba, uite, hai, mă cunoști pe mine. Da, gata. Și că, uite, mai pe Andreea nu, mai zic că pe Andreea nu o cunoști, pe Cornelia o cunoști, pe mine nu mă cunoști. Întoarce-te hai. Spre Bianca. O vezi pentru prima dată. Bună, Bianca. Stai că mi-a transpirat mâna. Bă, și eu am transpirat, nu ți-am zis. Sebastian, încântat. De la ce să te am?
Câți ani ai, Bianca? 21. Mulți înainte. Tu câți ani ai? Și eu. Da. Tot 20. Dar te emoționezi în prezența mea? Nu. Parcă așa faci. De unde ești, Bianca? De departe. De departe? Mm-hmm. De unde? De unde vreau și de unde pot. De unde mai exact? Pentru că eu sunt din Botoșani, știi? Dacă și... o să spun, va trebui să te omor. Nu. Nu o să ajungi la asta, pentru că este o primă întâlnire și n-ai cum să spui asta la prima vedere. Păi de unde știi? Cine sunt eu? Și zic asta pentru că eu, de obicei, dacă vorbesc cu o persoană, poate o să se ajungă să rămân la tine, știi, să stau la tine, dacă când o să se ajungă peste ceva. La acest hotel? Nu, am mai auzit, am mai spus-o cineva, asta nu mai știu ce a spus, dar nu credeți. Nu, dar zic așa, dacă te cunoști cu o persoană și vorbești și place de tine, poți să ajungi să... stai în vizită la ea, nu zic te duci cu un scop anume, știi? Păi uite, eu sunt omul care nu accept oricine în casa mea. Ce atunci, faci? Atunci, Bianca, nu spun cu părere de rău, dar ne mai cunoaștem. Mai ținem legătura la distanță. Da, așa telefon, mai, nu prea... Mai... Să iau trenul. Eu plec la poți așa. Seamă, trebuie să te pui în toate situațiile, să te gândești că poate fata asta... Da, nu vrea să se primească la ea în casă, poate să gândește că tu vrei să-i faci ceva, poate îi furi, poate eu știu. Bine, și atunci Bianca rămâne să ne mai poate cunoaștem. Poate nu te place din prima, nu știu, trebuie să... Păi n-are încredere, cum? Da. Te cunosc azi și mâine vii la mine. Da, păi rămâne să ne mai cunoaștem, până prinzi încredere. Deci te-au cucerit, rămâne să ne mai... Da, și câte fete o să cucerești așa? Sper una și bună. Andreea, tu, asistând așa la acest mic dialog, tu... Dacă ai fi în locul unei fete, dacă ai fi fost în locul lui Bibi, ți-ar fi cucerit așa... Nu. Sebastian? Nu, în niciun caz. Dar n-am spus că de acum eu mă bazez doar pe ce am vorbit eu acum cu Bianca. Sau nu, dar noi ne rezumam la chestia asta și nu prea... Trebuia să dai tot interesul. Eu mi-am dat interesul. Da, ar trebui să... Nu știu... Să fie ești prea arde. Timid. Seba, asta e problema. Nu ești prea timid. Crede-mă. Ești prea timid și... Nu e ok. Crede-mă că nu sunt. Uite, mai tu pe Isa Andreea ca tine, și pariu. Și tu ești puțin timidă. Eu timidă? Păi nici eu nu sunt timid. Nici nu, nu eu sunt timidă. Știi cu cine sunt timidă? Persoanele care mă intimidează. Și eu tot sunt persoane care mă intimidează, dar... Zic sincer, acum nu mă simt intimidată deloc. Păi te simți. Și de ce? Pentru că te-am pus sub presiune și n-ai știut cum să reacționezi. Că, a știut, da, Cornelia, să fii sincer, nu prea o... S-a fustăcit, da. Era și emoționat. Da, doar că, na, ce pot să zic, nu mă simt în larg meu, adică... Nu, dar știi cum aș... Pentru că te simți intimidat. Știi cum aș face eu? Nu știu, să zicem. Nu știu, ce faci, Sebastian? Ia. Momentan stau pe canapă. Cornelia cuceritoarea. Dumneavoastră ce faceți? Bine, te așteptam. Voiai să vii să mă vezi? Da, dar da. Ce voiați să facem dacă tot mă așteptați? Nu știu, să ieșim undeva. Să sărbătorim Crăciunul. V-ați gândit dumneavoastră la ceva sau vreți să, nu știu, poate stabilim nu împreună, ne gândim amândoi la ceva? Nu știu. Nu știu. Poate ai tu o inițiativă. Eu am terminat programul astăzi, puțin mai târziu, în jur de 9. După 9 sunt disponibilă. Atunci, cred că voi mai avea și eu ceva în program, dar nu cred că ne va afecta întâlnirea. Cu siguranță o să termin pe la 9, dar... Dar te-ai gândit la mine? M-am gândit puțin. Puțin m-am gândit. Am observat că m-ați așteptat și chiar m-a bucurat să aud asta și acum pot observa că oarecum suntem pe aceeași frecvență. Da. Deci o să... Te-ai gândit la mine, da? Da, da. Uite, puțin. M-am gândit așa. Puțin. Puțin? Și m-a bucurat, doar puțin? Doar puțin. Eu cred că sunt o femeie care merită foarte mult atenție. M-a bucurat să aud, pentru că eu nu aveam foarte mari așteptări cu privire la cunoașterea noastră și aparent dumneavoastră mi-ați dovedit că simțiți oarecum ceva mai mult decât v-am arătat eu. Și o să vă aștept la ora 9, vedem cum facem. Am spus că trebuie să-mi termin și eu treaba și... Cine vede doar partea asta? Mulțumesc! Uite, vezi că așa m-ai dat un pic... Cornelia, îți mulțumim pentru această lecție de cucerire. Da. Văd ce înseamnă să flirtezi. Da. Ăsta a fost un flirt. Da. L-am luat așa încet, că ăsta e emoționat. Nu m-am emoționat. Dar n-ai recunoaște neam. Nu m-am emoționat. Și e adevărat că un bărbat trebuie să ia inițiativă. E foarte adevărat. Dar asta nu înseamnă că o
fată, adică poți să-i lași și șansa asta să... Păi tu, dar dacă eu văd un băiat așa timid... Dar nu e chestia de timiditate. Oi, că mor acolo, mă ridic și plec. Timiditate. Stabiliți împreună. Nu, tu nu trebuie să lași fata să zică ea, dacă atunci eu zic ție... Atunci mă iau și eu ia de forță, de mână, hai să mergem. Păi așa-i place femeii, iau așa cu forță, nu... Dar tu la bine, cât până vrei. La urmă, cine te place, nu, te place așa cum ești. Am te întâlnești așa, adevărat asta, de imaginație noi. Cum atrage o femeie mai mult. Știu, și sunt foarte conștient și foarte adevărat primul pas pe care îl face un băiat. Pentru că, na, vrei ceva, du-te frate și... Fă ceva, na, dacă tot bine, vrei. Și chiar, nu, să știi că nu e chiar așa. Întâi trebuie să o lași pe femeie, dacă femeia îți dă semnale, după aia te bagi cu capul înainte, dacă dar nu te lași. Trebuie să-ți dea și semnale. Exact, da. Dar nu semnale interpretate de tine. Păi nu, da. Le vezi. Le vezi cu ochiul liber. Dar poți să ne cânti? Uite, pot cântă-ne cânt. Ceva, poate ne impresionează pe toate trei. Hai. O să cânt în seara de Moș Ajun. Hai, Doamne hai. Ajută. Drepturi de autor. Vrea drepturi de autor. Vorba colegului nostru, Dan Bud. Hai. În seara de Moș Ajun, toți copiii se adun și ascultă cu folos ce se spune de Hristos. Magii steaua urmăresc, mergând ca să-L vadă, îngerii din cer privesc, cântând imn de slavă. Magii steaua urmăresc, mergând ca să-L vadă, îngerii din cer privesc, cântând imn de slavă. Asta-i seara lui Ajun, florile d'albe, flori de măr, mâine flori de măr. Foarte frumos. Foarte frumos. Eu știu că ai repetat și apreciez foarte mult faptul că ne-ai interpretat aici, pentru că e foarte greu. E foarte greu să cânți colinde românești. Și mai ales după ce trei femei te-au făcut cu capul. Da, nu, m-am controlat. Brav. M-am controlat asta. Brav. Foarte bine. Așa trebuie. Ce înseamnă Crăciunul la tine, Andreea? Pentru mine un Crăciun fericit e un Crăciun pe care îl petrec alături de familia mea. Ceea ce o să se și întâmple, o să mă duc la părinții mei în vacanță, de-abia aștept, sunt nerăbdătoare, nu i-am mai văzut de ceva timp și o să fim toți acolo. O salutăm și pe mama ta, ea este întotdeauna alături de noi, este o persoană specială. Da. Și eu cel puțin vreau să îi trimit un gând bun și să-i spun sărbători fericite pentru toate mesajele frumoase pe care mi le-a trimis în privat și mai ales și pentru cele pe care le trimite aici la emisiunile noastre. Da, pot spune că mama mea este și cea mai bună prietena mea, chiar ne înțelegem foarte bine și ține enorm la ea. Dacă te-ai duce să o colinzi cu un băiat, ce melodie ai cânta? Nu cred că m-aș duce să o colind de băiat. Nu știu. E o întrebare. Dacă te-ai duce să o colind cu Sebastian. Zi tu, Seba, ce ai cânta? O secundă. O ce veste minunată. Nu. Intră în apa mării și nu te teme, ai să-mi vezi să noți printre sirene. Pe asta. Nu, glumesc. Asta e melodia. Cred că ți închide ușa. Doamna Camelia. O să se amuzi și ea, mai mult ca sigur. Posibil ar face plăcere. Dar poate vă duceți de aici împreună. Acasă, la Andreea. Doar să o colindați pe doamnă. Nu vrea, Andreea. Nu. N-ai cucerit-o asta înseamnă să meargă până în Anglia. Păi și ce? Nu i-ar plăcea lui să... meargă în Anglia? Dacă este doar pentru colindat, dar doar pentru colindat atât. Vai, nu te cred, uite, e prima dată. Da. Eu sunt un om foarte bun. Dar de data asta nu te cred că te-ai duce doar pentru colindat în Anglia. Și poate și să vizitezi. Mai... și să vizitezi. Te-ai duce pentru ea, că îți place și te-ai duce și ai vorbit cu mama ei și ei spune că ce fată minunată are. Da. Dar
Și ai mai ruga-o și să te ajute să-ți mai acorde fiica ei o șansă. Nu. Nu. Nici eu n-aș vrea oricum. Mama ei ar mai fi de acord să vină? Nu știu. Păi, eu nu cred. Bănesc că mama ei este conștientă că am fost cu bun simț și că... Bine, dar ai rănit-o un pic. Da, dar îl apreciază că este un băiat educat până la urmă. Știe clar că nu o să mai fie ceva vreodată între noi. Nu trebuie, că mă nu trebuie despicat oarecum firul în 10.000 de... Nu trebuie, păi trebuie, uite că sunt și eu aici, vreau și eu să știu ce s-a întâmplat. Vă am aici invitații Cornelei, sunt mai poznași, trebuie să vă întreb. Da, deci, ce pot să zic? Păi nu, hai, ce cred că ce Colinda? N-ar deranja-o. Ce ați Colinda? Doamna, nu știu, ce... doamna Camelia o cheamă. Alegeți voi. Mama ta. Doamna Camelia, bănesc că este o femeie care îi place foarte mult partea asta de Crăciun, de Colinde. Da, îi place foarte mult Crăciun. Și atunci, cred că un Colind frumos ar sensibiliza-o. Ia să vedem. Da, hai să cântăm împreună. O, ce veste minunată, în Betlehem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii, că la Betlehem Maria, săvârșind călătoria, într-un mic sălaș lângă acel oraș a născut pe Mesia. Într-un mic sălaș lângă acel oraș a născut pe Mesia. Pe fiul în al său nume, Tatăl l-a trimis în lume, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Mulțumim! Foarte frumos, să știi! Ți-ai greșit vocația, puteai să te duci să cânti la biserică, da, sau... Nu, vi se pare... Credeți zis care voce de preot. Ia uite ce mi s-a întâmplat, a căzut și... Am mai primit de foarte multe ori. Nu ți s-a mai spus? Mi s-a mai spus, dar se datorează simplului fapt că fac niște simple floricele. La să ne mântuia. Cei care cântă în biserică trebuie să aibă voce. Trebuie să facă acele floricele. Ai un timbru potrivit. Bine. De asta. Dacă nu ai cântat, eu... Unde e inimioara? Aici. E la tine. Vreau și... Am dat și eu inimioara. Uite, suntem amândouă pe aceeași... Și inimioara și zâmbete. Este un zâmbet. Poate și colindul meu preferat, cred că de asta. Da, e colindul tău preferat? Frate, ca să dai inimă. Opa, îmi place și ăsta. Vezi că a început să facă pașii? Dacă cam mai greu. Stai aici în studio, învață da, să păi în timp până mă cucerești el, eu apuc cu telefonul aici într-o parte să vorbesc cu las 10. Telefonul. Păi dacă, dacă nu oferi atenții... Pentru cei care... poate nu s-a uitat la noi de la început, atunci când l-am rugat pe Sebastian să o cucerească pe Andreea, să te cucerească pe tine și apoi să inițieze o discuție și cu mine, a fost așa un exercițiu de imaginație. Exact. Dar tu, Cornelia, tu ai vrut să demonstrezi oarecum că contează și cum îl iei. Exact, nu? Da. Asta ai vrut să arăți.
Da, dar totuși tot a fost emoționat. Da, știi că sunt în tipologii diferite. Poate nu lucrează bine sub presiune. Da. N-ai de unde știi. Poate așa în ritmul lui lent se descurcă. Nu este adevărat. Ia, cum nu e adevărat? Păi ți-ați de bine. Din contră, din contră, sunt conștient și ar trebui să las ca timpul să le mai rezolve. Deoarece păi asta am spus, crezi că în ritmul repede. Tău lent, nu, e mai bine. Nu este ritm lent. Păi zic din propria experiență că nu combin tu fetele, mă înțelegi? Am înțeles. Dar cum ești tu? Nu, dar tu ești cel care face primul pas? Sau aștepți din partea fetelor? Eu fac primul pas și mereu l-am făcut. Așa l-a făcut și spre tine primul pas, Andreea, în casă? Eu l-am făcut. Da, nu mai știu exact eu cum a fost. Mereu fac primul pas și sunt foarte obișnuit și împăcat cu ideea asta. Nu e adevărat, Andreea a dansat cu tine. Nu, dacă nu mă înșel, eu am venit și am încercat să mă dau la gâtul ei, la obrazul ei, ca să o pup, să o sărut, nu? A, vă referiți inițial când am intrat în casă? Da, da, am dansat cu el. Da. Dar după el a făcut... Eu fac că l-ai tot ales tu. Și zi... Și... Da, am dansat cu păi el. Păi ea a făcut primul pas, că ea te-a ales. Cum ți s-a părut, Sebastian, atunci când ai intrat în casă? Intrase pentru, ai dat declarația aceea arhicunoscută că ai fi vrut pentru da, George? Da, ideea e că eu chiar nu am urmărit emisiunea înainte să merg. M-am uitat doar vreo 10 minute înainte să intru. Cine mi-a atras atenția a fost George, părea drăguțel. Și după m-am uitat fix la ea puțin din emisiunea în care a intrat Seba. Și am zis, uite, e simpatic, arată drăguț. Și acum am zis că o să văd ce se întâmplă acolo. Am apucat să fac topul acela. Da. Am făcut declarații pe care am făcut-o și cred că a fost cea mai mare greșeală pentru că s-a interpretat foarte mult. Și dar după am interacționat cu George și mi-a plăcut absolut deloc și nu mi se mai părea atât de drăguț. Și Seba părea simpatic la început și de asta am dansat cu el. Părea mai simpatic decât George. Da. Vezi? Măi, femeile au și ele un simț al lor și aleg chiar din prima, așa, pe cineva. Păi se spune că femeia alege. Da. Nu bărbatul. Bărbatul vede 10 și dacă femeia vrea, bine, dacă nu, nu. Nu este. Bine, tu generalizezi acum. Nu, așa este. Da. Femeia alege. Bărbații stau și cu femei care le plac, care nu le plac. N-au treabă. Dar noi femeile... Da, bine, nu. Dar mai sunt. Mai la sunt mine și... nu există niciodată mai și la nicio fată. Excepții care poate bărbatul alege una și bună. Tu n-ai înțeles. Bă, femeia alege, adică ea decide dacă stă cu bărbatul ăla sau nu. Înțelegi? Vă dă senzația că decideți voi bărbații, da, dar nu bine, este ca să așa. Facem noi. Da. Ai fost părăsit vreodată de Crăciun? Nu. Păi majoritatea Crăciunurilor pe care le-am avut, le-am petrecut în familie, să zic, dar acum vreau să fac ceva mai diferit, mai special. Te despărți pe 23 să nu dai cadou. Nu. Aș fi vrut să prind până atunci dacă aș fi avut ceva, dar n-am avut. Știi că sunt mulți oameni ghinioniși care n-au parteneri de viață de sărbători. Da. Și cred că este cel mai greu în acea perioadă. Vezi, sincer să fiu, nu mă ascund, dar nu cred că am avut până acum de Crăciun. De nici de Crăciun ăsta n-am mai. Da. Adică păi și da chiar sau nu? Nu. Și chiar dacă ar fi fost să fac respectivii pași, tot nu cred că s-ar fi ajuns. Deci nu este nimic. Ai timpul, le rezolvă pe toate. Tu, Andreea, ți-ai găsit o persoană care să se... Nu, care să fie mai apropiată de sufletul tău acum la ieșirea din Casa Puterea Dragostei? Nu. Am niște principii și e foarte greu, mai ales când nu mai am încredere în toată lumea. Nu prea mai am încredere în oricine și... Pentru a ajunge în punctul acela trebuie să treacă de zidul acela de neîncredere o persoană. Momentan, nu. Nu trebuie neapărat să ai încredere în ceilalți oameni, pentru că, într-adevăr, nu poți să ai încredere în nimeni. Trebuie să ai încredere în abilitățile tale de a cunoaște omul. Înțelegi? Da, dar vezi, nu poți să cunoști o persoană nici într-o viață. Sunt cazuri în care... E vorba de intențiile persoanei, adică da. Trebuie să-ți dai seama de la început dacă persoana aia îți vrea binele sau îți vrea rău. Da, într-adevăr. Dar momentan nu. Deci, la fel ca și Seba. La fel ca și Seba. Ce ne mai cântați? Și nouă și oamenilor de acasă, că ați venit la colindat. Mai avem ceva de pregătit. Mai avem. Astăzi? Ceva frumos. Să fim așa în spiritul sărbătorilor de Crăciun.
Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel înfășățel, născutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. Foarte frumos. De ce? Eu ți-am zis că eu zic că el e de acolo. De la, când te... Dar îl deranjează, deci te deranjezi, că e un compliment. E un compliment, știi, la teologie când se dă la facultate, trebuie să ai voce. Chiar trebuie să ai voce și da, e de apreciat asta. Păi nu. Chiar și preoții și dascălii au voce foarte frumoasă. Sunt, eu dacă o să mă la... Da, spuneți. Sunt biserici unde te duci și cânți pur și simplu de plăcere. Sunt mai mulți. Eu cu siguranță. De ce te uiți așa la mine? Nu, eu cu siguranță și o să vreau să mă lansez pe piață cu o piesă. O să vreau să investesc în mine, dar să mai treacă puțin timp. Cu siguranță nu o să cânt așa ceva. Asemenea ce tonalități. Uite, erau sărbătorile de iarnă. Trebuia să scoateți un colind. Nu-i așa, Bianca? De fapt, mai aveți timp o zi să-l înregistrați. Nu trebuie să faceți un clip. Sau... Puteți să-l înregistrați pur și simplu și să-l dați pe YouTube. Eu am pregătit ceva de genul și am înregistrat un colind și o să-l... O să fie acum, da. Nu? Oricum sunteți și acum la noi colindătorii noștri da. De la Puterea Dragostei. Mie ce le dăm? Tot ce le-ai dat? Inimioară? Da, inimioară. Inimioară și eu și like-uri și inimioară toate sunt super aici. Super drăguț. Dar uite Cornelia, pentru că ne-au colindat și așa. Chiar dacă poate o să par puțin răutăcioasă, dar vreau și eu să-i întreb câteva chestii. Am niște curiozități. Hai, te las pe tine. Pentru că nu știu dacă poate nu o să mai am ocazia să stau alături de aici și cum poate să? Sunt curioși și oamenii, pentru că eu am fost curioasă, deși m-am uitat la sezonul 3. Sunt foarte curioasă, uite, hai să întreb pe Andreea. Mai bine, nu? Începem cu fetele. Cu fetele, bineînțeles. Să știți că eu nu am vorbit cu Bibi. Nu, nu, astea am curiozitățile mele, nu, da. Nu știe nimeni. Andreea, având în vedere că... Nu știu, poate tu n-ai fost conștientă de șansa pe care ai avut-o, fiind la Puterea Dragostei. De ce ai riscat să pleci acasă știind că e posibil să câștigi premiul cel mare? Eu personal te-am văzut câștigătoare și mă așteptam. Da, multă lume mi-a spus asta. Uite, eu te apreciez pe tine foarte mult pentru că ai rezistat, ai fost puternică. Mulțumesc. Și ai reușit să faci cu brio... Să treci cu bio peste toate situațiile. Eu am primit o educație de la părinții mei și nu pot să fac parte din tot circul acela pe care îl creează concurenții, pentru că nu este de vină emisiunea. Formatul emisiunii este unul ok, dar concurenții o strică, pentru că știu doar să se certe toată ziua, se ajunsese prea departe. Știu că am repetat de foarte mult lucrurile acestea, dar demnitatea mea și sănătatea mea fizică și psihică e cea mai importantă și nu m-aș mai întoarce acolo pentru nimic în lume, de asta am și plecat. Multă lume mi-a dat mesaje și mi-a scris că vor să mă întorc, dar nu cred că merită. Dacă mă voi face vreodată remarcată, mă voi face prin lucruri frumoase și niciun caz prin scandal. Mhm. Da. Ideea e că eu nu m-am uitat la emisiune înainte să merg acolo. Adică mi s-a spus că am venit cu lecțiile învățate, că am ajuns acolo și aveam cărțile făcute de dinainte. Dar eu m-am uitat doar 10 minute la emisiune. Nici măcar nu știam cum se votează și mi s-a părut ireal. Poate asta este nu e un lucru bun. Poate dacă ai șansa să vezi două sezoane anterioare, ar fi trebuit să le studiezi un pic și să poți să treci peste răutăți. Nu, fiindcă probabil... la un moment dat putea intra un băiat în casă, unul de care să îți placă cu adevărat, el să aibă sentimente puternice pentru tine și să formați un cuplu până la urmă. Și de Marinescu mi-a plăcut în adevăratul sens al cuvântului. Dar
îl simțeam totuși, îl simțeam că nu... Totuși eram foarte naivă și încercam să trec cu vederea și să nu mă gândesc la asta. Dar totuși îl simțeam, simțeam că e fake din partea lui și nu e plăcut sentimentul, chiar nu e. Chiar dacă eu treceam cu vederea, era undeva acolo sentimentul respectiv. Aici, în sufletul tău, nu? Exact. Andreea, dar înainte de a intra în casă, știai unde te vei duce? Adică au fost două sezoane. Nu știam, pe asta ți-am zis, că nu m-am uitat la emisiune, dacă mă uitam, nu mă duceam. Păi n-aveai cum, de ce te-ai înscris la o emisiune despre care nu știai? Așa fac mereu. În toate locurile la care am participat nu m-am interesat înainte. Adică vrei să spui că tu în 2 ani de zile cât a fost emisiunea nu ai auzit că există puterea dragostei? Da, am auzit de ea. Este o colegă de la facultate de la mine, care de fiecare dată în pauze o auzeam pe holuri când se uită la puterea dragostei. Dar nu știam despre ce vorba, nu m-am uitat absolut deloc. Stăteam într-o seară cu mai mulți prieteni și ne uitam la televizor și s-a dat pe canal D și am văzut acolo. Dacă vreți să vă înscrieți, intrați pe. Și efectiv, dintr-o caterincă, dintr-un mișto, am intrat și m-am înscris. Și după am fost contactată și am zis, băi, ce o fi, o fi. Mereu m-am bazat pe instinct și nu m-am gândit. Eu dacă îmi fac planuri, niciodată nu îmi ies. Sunt spontană, de fel, așa sunt eu ca persoană. Și până decizia de a pleca acasă a fost spontană? Nu a fost. Am vrut de nenumărate ori să plec și până la urmă am zis că... Și ce te oprea când voiai să pleci? N-aș vrea să vorbesc despre asta. Pot spune că unele lucruri din contract mă opreau și în afară de asta tot spuneam nu, că o să trec peste, o să fie mai ok, sunt puternică, dar până la un punct. Adică eu nu mă consider, chiar mă consider o persoană puternică că am plecat de acolo și nu am vrut să accept tot ce îmi spuneai. Pentru că îmi spuneau mereu că mă victimizez. Uite, ca să nu mai spuneți voi că mă victimizez, plec și aia e. Ești conștientă că oarecum ei s-au bucurat că ai plecat, nu? Da, știu asta. Ți se pare competiția Survivor o competiție ușoară? Nu. Și uite că totuși sunt oameni care se duc și rezistă la tot. Chinul și stresul de acolo este și la puterea dragostei. La puterea dragostei e legat de psihic, dar la Survivor și psihic și fizic te atacă. Și imaginează-ți cât de grea este competiția Survivor. Adică puterea dragostei... Da, am imaginez asta, dar ți-am zis, vreau să mă fac remarcată prin lucruri frumoase, nu prin scandal. Păi, uite, și eu m-am remarcat, dar nu m-am remarcat prin lucruri urâte. Nu, niciun caz, dar eu asta simțeam în acel moment. Simțeam că nu e locul meu acolo și că nu trebuie să cu oamenii. Tu trebuia să-ți vezi de locul tău, pentru că lumea te-a văzut într-un fel, chiar dacă oamenii din casă nu te plăceau. Era vorba despre 14-15 persoane. Nu știu dacă știi povestea mea, pe mine nu m-au suportat 13 persoane din 14. Am auzit, nu m-am uitat la emisiune, dar am auzit. Eu eram a 14, deci nu mă suporta nimeni. Nimeni, absolut nimeni, și toată lumea. Așa era și la mine. Vrea să plece Bianca. Cine vrea să plece Bianca acasă? Mă uitam în jur. Asta e. Și au plecat unul câte unul, unul câte unul și în ziua de astăzi nu-i mai cunoaște nimeni. Da, vedete de carton. Dar realizezi ce șansă ai pierdut? Consider că nu am pierdut nicio șansă, oricum eu am planurile mele de viitor, vreau să mă acces și pe facultate mai mult, pentru că mi-a fost foarte dificil când eram acolo să intru și la facultate și să merg și în emisiune. Adică eu în pauze, efectiv, știi că trebuie să te îmbraci, să mănânci, să faci tu ce ai nevoie. Și în timpul acela făceam și cursurile, intram și la cursuri și făceam și tot ce trebuia să fac pentru facultate. A fost dificil. Da, păcat. Păcat. Eu cred că ai fi putut să demonstrezi multe, să arăți multe. E adevărat. Și eu sunt de aceeași părere. Era o concurentă foarte puternică. Da. Atunci când oamenii se tem de tine, au motiv. Da, înseamnă dacă că... erai neînsemnată... Păi lasă să se certe la televizor, eu vreau să-mi ocup timpul cu altceva. Nu, știi ce? Avusese la un moment dat o discuție să plece nu știu ce concurent. Și toți erau, că dacă nu pleacă concurentul X, noi nu mai intrăm. Și am spus așa, făcea foarte mult gălăgie. Pe mine nu mă interesează să plece acea persoană, să demonstrează că există astfel de persoane care fac circ și astfel de persoane care sunt liniștite, își văd de treaba lor. Înțelegi? Și mie îmi convenea în momentul în care era o persoană mai răutăcioasă pe lângă mine. Tot să vedea că erai altceva. Și totuși aveai vorbele la tine. Dacă nu aveai față de mine, care în sezonul întâi eram extrem de timidă, nu știam să le răspund. Tu ai știut să le răspunzi și să le dai. Da, uite, am și eu momente, cum ai zis tu, că te mai intimidezi uneori. Așa mi se întâmplă și mie. Sunt bine, momente în care... Bine, că sunt 13 pe tine sau câți erau, că și la voi erau. Adică aveam momente și eu când cedam și efectiv nu aveam replici la mine absolut nimic, pentru că știu. Mă mai prindeau un punctul acela slab al meu.
Dar e o replică și tăcerea. Da, exact, într-adevăr. La mine se enervau că tăceam, că nu le dădeam curs. Pentru că la mine eram foarte calmă. Păi, exact. Ai greșit foarte mult din punctul meu de vedere. Nu știu. A fost o experiență, oricum am învățat ceva din ea. Păi uite, o experiență de genul. Eu aș fi putut de multe ori să renunț la fel ca și tine, dar nu am renunțat. Tocmai pentru că știam că o să ajung astăzi aici. Și uite, dacă renunțam, de fiecare dată când toată lumea mă trimitea acasă sau de fiecare dată când mă simțeam umilită pentru că mă umileau, nu mai eram astăzi aici. Da, uite, șansa fiecărui om de a ajunge într-un loc extraordinar de bun, dincolo de puterea dragostei. Exact. Un concurs se termină la un moment dat și începe adevărata puterea dragostei. Atunci sau se adevărata vede fiecare viața ce competiție. Face cu viața lui după competiție. Păi, da, eu da. Cred că fiecare are locul lui. Dacă va fi să fac vreodată ceva, voi reuși și pe cont propriu. Nu, eu știu de ce îți spun, pentru că o să mai ai ocazii și nu trebuie să mai renunți pentru că te pun alții la pământ. Nu, nu e vorba de asta. Eu n-am renunțat că nu mai puteam. Mai puteam, adică nu, până la urmă rezist, nu am nicio problemă. Dar nu, eu le-am spus un lucru când am plecat de acolo. Prefer să fiu catalogată ca fiind lașă decât să fiu pusă în aceeași categorie cu voi. Dar nu te-a făcut nimeni lașă. Nu, zic, eu nu te-am considerat lașă, nu, că le-am ai zis plecat. Lor, le-am zis lor. Dar tu n-ai fost lașă. Mă gândeam plecat, că o să tu... zică lumea asta că uite, a plecat, a renunțat, nu mai poate. Nu, pur și simplu nu rezonez cu oamenii aceia, nu sunt pe aceeași lungime de undă. Am văzut că în sezonele anterioare parcă erau puțin mai diferiți decât oamenii din sezonul acesta. Nu, crede-mă, nu. Nu, cel puțin sezonul întâi a fost crunt. Crunt, pentru că atunci au început toate și am fost exact în aceeași situație ca și tine și nu m-am lăsat doborâtă, cu toate că veneau în fiecare săptămână alții, mai răi. Nu m-am lăsat doborâtă. Da, și am aici... stat pe canapea cu o persoană care m-a făcut acum, recent, cu Simina. Pentru că nu mai mi se teamă de nimic. Pe mine nu mă interesează. Eu zic pe viitor să știi tu. Da, e pentru un pur și simplu am ales ce mai bine pentru mine. Pentru viitor, că la puterea nu vreau să fac compromisuri pentru nimic în lume. Da, există și alte concursuri la care te duci. Într-adevăr. Și sfatul Biancăi din discuția pe care eu am văzut-o între voi este acela de a nu renunța. Da. Și nu numai la un concurs, exact, și la tot. Oriunde. Nu, eu sunt, mă scuzați că vă întreb. Da. Eu sunt foarte ambițioasă ca persoană. Deci sunt o persoană foarte ambițioasă. Dar când văd că un lucru nu îmi face bine și nu este pentru mine și nu am ce căuta în mediul respectiv, știu să pun stop. Pentru că mă respect prea mult și pentru mine sănătatea e cea mai importantă. Aia, foarte frumos. Ce întrebări ai pentru? Pentru Seba. Seba. Pentru Seba n-am decât o întrebare. Da. Țin minte la un moment dat. E deja în curs. Da, nu, din cât am urmărit eu, puțin așa, nu m-am uitat foarte mult, Seba am văzut că are un fel de atracție față de Mădălina. Așa. Dacă ai putea acum să mai ai șansa să ia să fie singură, ai încercat să o cucerești? Dar de unde ai aflat-o dacă... M-am uitat la emisiune. Ah. Păi dacă e să o luăm așa din punctul ăsta de vedere... Dar nu în emisiune, în afară. Să o vezi pe stradă, să o vezi... Să ieși cu ea la un suc, să... Păi, așa, ținând cont că nu am nimic cu ea, cu siguranță aș saluta-o, aș purta mai mult decât prietenii. Te-ar atrage mai mult decât o prietenă? Răspunsul este da. Stai să vedem, că poate... Nu. Nu? Nu. N-a rămas acolo ceva? Sunt foarte convins, nu. Nu scoți, nu. Păi, n-o scoți, acum deja te-ai dat de gol că e da, dar nu vrei să nu, zici. Nu, dacă să vorbim, că nu poți să... Ce să-i fac? Să trec pe lângă ea. Dacă n-ar mai fi cu George și ar fi singură și ar avea o șansă, nu știu, relația voastră ar avea o șansă. Să fi fost în casă, dar zic în casă, mă refer strict în casă, tot ce este posibil. Nu aș vrea de acum să dau... Nu vreau... Eu zic afară tu, afară. O vezi acum, uite acolo, stă pe scaun în locul lui Alex. Te-ai băgat în seamă cu ea? Pentru ceva mai mult, nu. 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 Dar ai fost atras mai tare de ea. Am fost atras dintre de ea toate, în casă. Care te-a atras cel mai mult? Păi... Sincer, voiam sincer. Să... Eu am... ca aspect aia. Aia? Aia. Eu auzi. Păi am intrat care în casă aia? Pentru aia.
Pentru că am intrat în casă și comenta, ca să zic într-un mod drăguț, Alexandra, că vezi, Doamne, i-a dat două flori ca la morți, știi? La toate fetele le-am dat câte un trandafir, câte o floare drăguță să le arăt. Și ei de ce i-ai dat două? I-am dat două, că mi s-a părut în mintea mea. Nu, puteam să fac ceva cu ea. Era mor după ea. Am spus să fie ceva mai special, să se vadă diferența. Păi cum să-i dai două flori, măi? Dar nu m-am gândit ca la mort, că... sau cum se zice. Păi mai diferit. Noi am înțeles ideea. A vrut să-i dea ceva în plus. Păi nu plus, avea, da, să fie. N-avea Cornelia de unde să-i dea. Așa, și după că vorba ce a spus și Andreea, cum am făcut și ea, eu m-am uitat la sezonul anterior, am admirat cuplul Bogdan Mocanu, Andra Voloș. Și sincer i-am admirat. Și am mai avut câteva discuții legate despre în casă și doar la atât m-am uitat. Și în câteva secvențe. Nu m-am uitat la sezonul 3 să văd ce și cum stă treaba. Foarte bine. Și eu am zis că intru pentru aia. Pe lângă faptul că când am intrat în casă, am întrebat care este aia, cine este aia. Că nu am recunoscut-o, nu mai țineam bine în minte cum arăta poza. Nu era la, nu semăna? Ba da, semăna puțin. La televizor? Bun, și când am văzut că este în cuplu cu Akebono și eu neștiind foarte bine regulile, ca să zic așa, pentru că eram și eu... Puțin. Da. Nu, deci am întrebat care este aia la propriu, că nu, și eram în fața ei. Asta e la fel ca aia, cu Jador, cu mine. Deci eram în fața ei și am întrebat care e aia. Deci la modul cel mai serios. Păi cum îți place o fată la televizor și când te duci în casă întrebi cine, vorbesc care dintre serios, voi este? Vorbesc aia. Serios, nu vă mint. Uite că nu o zâmbesc numai eu, până și Andreea și pe ea o bunește. A fost amuzant. Da. Și dacă ar fi, să spuneți acum, pentru că voi ați fost în casă, știți cel mai bine, eu, Cornelia, nu putem să ne dăm cu părerea, pentru că suntem din exterior. Cine credeți că ar putea și ar merita să câștige? Deci puteți să spuneți două persoane diferite. Cine ar putea și din punctul vostru de vedere cine ar merita? Un băiat și o fată. Un băiat. Bineînțeles, și o fată. Da. Nu pot să spun cine nu ar merita? Nu. Cred poți că... să spui după, dar spune întâi... Cristian la băieți. Sunt convinsă de faptul că va câștiga. Nu știu, asta cred eu. Îl văd ca pe un câștigător. Eu nu am avut ocazia. El m-a și atacat foarte mult în emisiune, dar nu țin ură, n-am nicio problemă cu el. Ideea e că acum am văzut lucrurile altfel și cred că este cea mai reală persoană în momentul de față din casă. Iar la fete, sincer să fiu, nu cred că merită niciuna. Dar va trebui să câștige una. Va trebui. Cine crezi că va câștige? Singura care... Nu știu, ei după voturi, ei după ce... Uite, Mădălina îmi place că nu jignește, nu înjură, are un limbaj... Mă, crezi că ar merita. Oarecum. Cel oarecum, mai puțin dar din... și aminte foarte mult. Dar îmi place că nu jignește, că la ușa cortului are un limbaj decent. Asta îmi place la ea. Uh-huh, uh-huh. Mădălina și Cristian, în cazul tău. În cazul tău, Sebastian? Să zic, să câștige Marinescu, să fie Marinescu. Pe altcineva, sincer, nu păi aș vedea. Păi la fete, trebuie să câștige da, și da, doar am spus de băieți. Pe altcineva nu aș vedea, pentru că a fost și legat de fratele tău, că a fost o fază acolo la eliminarea mea, că el a făcut un gest urât și a cerut el 1500 ca să... rămân în casă, nu știu, au mai fost câteva gesturi, dar la băieți rămâne Marinescu și la fete m-aș bucura, nu știu ce legătură are Marinescu cu ea, dar Maia mi se pare o fată interesantă la prima vedere cum am văzut-o. Am o întrebare răutăcioasă. E o fată interesantă, dar dacă te-ai duce în casa puterea dragostei, ai ști cine e Maia? Da, iar da, s-a speriat din cu siguranță, cu siguranță. Adică ai întrebat, mie îmi place de Maia, dar cine e Maia? Cu siguranță. O văd și pe Mădălina ca fiind o câștigătoare, dar nu știu. Păi spune doar două nume. Mădălina nu câștiga mai mult. Știu, da. Mădălina și... Alexandra. Știi că i-a plăcut și de Alexandra. Da? Chiar că uitasem. Da, eu n-am uitat nimic. No. Păi hotărăște-te, Sebast. La fetele cu bun simț sau fetele care... Să le aibă pe ambele. Și să le aibă pe ambele, da. Cine n-ar merita? Ai zis că n-ar merita cineva. Da.
de la băieți. Viziunea ta. De la băieți George. Da. Și de la fete aia. Dar știți care e ideea? Acum eu am făcut și un test, pentru că dacă stai să o iei așa, ei au spus persoanele pe care nu le suportă și persoanele pe care le plac oarecum, mai puțin. Dacă ați fi sinceri, eu am zis cine ar merita și cine ar putea. Adică... Eu am încercat să fiu obiectivă, adică... Păi asta, asta am cerut, adică înțeleg că poate ai ceva cu George sau nu știu, că ai spus prea... Nu, dar cu referire eu zic la că cine văd eu, adică arată puterea dragostei oarecum, nu? Nu arată? Că despre asta este vorba planul. Adică... Eu am stat, am avut foarte mare tangență cu Marinescu, nu pot zic că n-am stat și cu ceilalți, păi nu, dar... Nu, dar tu zici că merită Marinescu, dar Marinescu nu arată puterea dragostei. Sau cu cine arătat? Nu știu, poate am urmărit alte emisiuni. Bine, dacă e să o luăm din punctul ăsta de vedere, da. George, asta spun. Din George păcate, arătat... George a arătat. Din păcate. Da, da. Da, nici mie nu-mi place caracterul lui George ce. Aia, da, eu vă înțeleg că nu, nici eu nu mă înțeleg extrem de bine cu el. Dar, dar vorba de înțeles, nu-mi place caracterul lui, nu? Adică să jignești o femeie, mi se pare sub orice critică. A fost ceva mai mult în cazul tău. Ne-au dat și răspunsul. Păi nu ești, nu ești bărbat dacă ataci o femeie. E urât. Foarte frumos. Dar ce ne mai cântați așa de final? Fiindcă ați venit aici să ne și colindați. Hai să cântăm din cer, Senin. Obrat frumos. Nu știu, sunt colinde frumoase, colinde pe care românii le adoră și de aceea vă rugam să mă interpretați. Hai, așa de final. Hai, ia-ți poziția de cântare. Da? Aia, sobră. Trebuie să ai una. Obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde. Obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde. Tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde. Te-ai scos ce am să fac? Da, da, de asta am râs, că suna puțin amânea. Obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde. Obrat frumos, Pe ce faceți? Hai să cântăm din cer, Senin, mai bine. Ia asta aici, e de verdeța ta, îmi place. Nu, hai să cântăm din cer, Senin, vrei? Haide din cer, Senin. Da, ăsta nici nu l-am repetat înainte să ceva. Este un vers aici pe mine, cel puțin mă face să râd. Nici nu am repetat ce o să cântăm acum înainte, să vedem dacă ne iese, dacă nu. Da. Pregătiți-vă. Sunt lucrurile mai bune că nu te pregătești dinainte. Hai să vedem. Când ați cântat frumos? De ce oare? Din cer, senin, un cor divin se aude lin cântând. Păstor cu har pe culmea par al miei în dar ducând. Din cer senin un cor divin se aude lin cântând. Păstor cu har pe culmea par al miei în dar ducând. Și-un prunc plăpân cu chipul blând stă surâzând tăcând. Iar maica sa îl legăna și tot se bucura. Și-un prunc plăpân cu chipul blând stă surâzând tăcând. Iar maica sa îl legăna și tot se bucura.
bis, bis, bis. Bravo. Foarte frumos, foarte frumos. Uite, astea aplaudă sunt, toată lumea. Reacțiile pentru voi, toate în sensul pozitiv, da. Ai cântat foarte bravo, frumos, bravo, Andreea. Bravo. Mulțumesc. Și tu i-ai ținut așa partea asta de păi background. Ea nu ține, eu sunt aici singură. În backing vocals, așa. Dar nu, pentru cineva care nu a repetat... Da, nu, chiar. Jos pălăria. Din prima, da. Din prima a ieșit foarte frumos. De ce ești trist? Nu, trebuie bine, să fii vesel. Așa, uite, știi că de foarte multe ori, când sunt două persoane, se completează una pe cealaltă. Și noi două. Da, uite, noi două ne completăm. Când Bibi spune ceva, eu încerc să spun altceva. Sau de multe ori poate eu mă încurc și da. Mă ajută ea și invers. Și așa e și în cazul vostru. Da, acum Andreea a cântat mai mult decât tine. Trebuie să fii boss omorât. Așa zici că ești ca un spiritus din ăla zucă. Cornelia. Da. Nu? E spiritușul Moș Crăciun sau? Da. Îți place să... El e spiritușul meu. Uite, ai avut o Crăciuniță foarte frumoasă lângă tine astăzi. Noi vă dorim să aveți sărbători frumoase în continuare. Mulțumim, vă mulțumim la de tot dorim, că astăzi la ați venit la Cornelia și la Bibi. Poate o să avem norocul, sau cel puțin eu, sau cel puțin ea, sau cine o să mai vină, să avem norocul să vă găsim în aceeași formație. O să fim cu siguranță. Acestea, decembrie a fost doar în început pentru noi. Cu siguranță vom avea foarte multe luni și sper foarte mulți ani aici împreună să facem foarte multe proiecte, bune și nebune, așa vom vedea. Eu vă urez tot binele din lume, sărbători și frumoase asemenea, și vouă și părinților și tuturor celor de acasă. Să mai veniți pe la noi. Vă așteptăm sigur, cu mare drag. Și în aceeași formulă. Știți că ne place separat să venim aici. Știu și apreciez, repet, faptul că tu ai venit de la Botoșan. Tu, Andreea, ți-ai amânat un pic vacanța pentru mine și pentru Bibi și pentru oamenii de acasă. Apreciem mult, nu-i așa, Bibi? Foarte mult apreciez. O să venim să vă urăm după să vă sorcovim. Să ne sorcoviți. Că vă dăm și niște bănuți, nu-i așa? După anul nou vă așteptăm la noi. Noi vrem bomboane. Dulciuri. Bomboane? Trebuie să dulciuri pregătim. Dulciuri și... Să pregătim, nu? Perfect. Pregătim. Perfect. Pregătim pentru Revelion. Pentru Revelion, să veniți cu sorcova, da? Da. Și noi sigur pregătim bomboanele. Da. Gata, da, s-a făcut. Așa rămâne. Vă așteptăm după Revelion aici la mare noi. Mare drag revenim. Și am să las pe Bibi să facă încheierea. Eu le mulțumesc foarte mult oamenilor de acasă. Noi oricum mai avem surprize. Bine. În perioada aceasta de Crăciun. A fost doar... o întâlnire de suflet cu cei doi concurenți la Puterea Dragostei astăzi, dar vor mai fi și altele cu Andreea și Sebastian. Da, vreau și eu să-i mulțumesc, să le mulțumim invitațiilor că ne-au cântat și ne-au făcut să ne simțim bine. Mulțumesc, Cornelia, că m-ai primit la emisiunea ta. Îmi place extrem de mult. Totul despre Puterea Dragostei. Asta este favorita mea. Chiar dacă am și eu emisiunile mele, asta e favorita mea. Mulțumesc. Și a mea, să știi. Dintre toate astea și cu ștafeta mixtă, cea da, cu Survivor-ul. Sunt, cel puțin cu ștafeta am început aceste live-uri și e undeva acolo, în sufletul meu. Am fost Exatlon, Survivor, tot ce se mai întâmplă. Dar uite așa, aici suntem și două fete, să ne înțelegem foarte bine. Și să-i facem și pe cei care vin la noi să se simtă la fel de bine. Și să și cânte, uite, mă, ce frumos au putut să cânte la noi. Da. Și le mulțumim și oamenilor care ne-au fost astăzi alături. Le urăm sărbători fericite. Sărbători fericite și nu plecați, că noi o să mai revenim în formula aceasta, să mai vă aducem în casă tot felul de oameni frumoși. La revedere! Revedere. Să petreceți cu vă bine! Pupăm. Vă pupăm! Pa, pa!